Am făcut 70.000 de kilometri în 3 ani de zile și am gătit cu 100 și vreo 30 de subiecți în niște locații de nu-ți vine să crezi și am învățat și mi le-am notat. Le-am pe niște caiete. Așa că am 3 cărți scrise, nescrise. Le-am adunat. Cu poze, cu filme, cu absolut tot. Cine te cântărește pe tine? Ia pune mâna și ia două cântare. Ia doi oameni să te cântărească și ai să vezi că nu o să înțelegi nici ce spune un cântar, nici celălalt. Da, am mai gătit pentru oamenii ăștia super importanți, dar pentru mine toți sunt importanți. De ce să nu fiu fericită? Mă vede ăla de sus, mi-a dat de toate. De fiecare dată mă îndrăgostesc de femei. Îmi plac femeile de mor. Deci văzusem mai mult, văzusem 50 de state și mâncasem în 50 de mari orașe și poate chiar mai mult. Eu toți banii din viața mea am dat pe cărți de bucătărie, pe mâncare și pe a înțelege. Eu ca ei am fost. Ei ca mine urmează, dacă au curaj, șansă și voință. Eu când eram bucătar șef în București, prima dată mi s-a întâmplat în 2002, în zilele mele libere eram doar în alte restaurante, să văd cum fac ea, ce fac ea, de ce fac ea, ce costă, de ce costă. Este important să știi cu cine te bați, să știi cu cine ești în luptă, că nu poți să te trezești așa. Doar tu, stăpânul lumii, să zici că tu ești cel mai cel și să nu bagi în seamă ce e în jurul tău. Eu chiar știu ce e în jurul meu. Băi, oricărei femei din viața mea i-aș da toți bani. Toată avem. De ce nu? Eu în momentul în care mă întâlnesc cu o femeie și îmi place de eu mă îndrăgostesc total. Ia-i pe toți. Ia bani, eu nu înțeleg banii. La modul să... În 1994, salariul meu era de 1400 de dolari. Gastronomia este o știință. Arta apare atunci când tatuații pun mâna pe pensetă. Holograf este cea mai longevivă trupă din România la momentul de față. Iris s-a spart, s-a dus, nu știu ce, Phoenix s-a dus... La bijuterii nu mă plice. La mine restaurant nu există pauză. La mine restaurant nu există fumat. La mine restaurant nu există telefon mobil. La personal, flit, la revedere. Vreți pauză, da? Legal trebuie să-i ții 9 ore la muncă, o oră pauză. Bun, vă rog eu frumos să veniți la ora 16. Toți veniți, stați în fața ușii o oră. Nu intrați înăuntru, vă faceți afară ora de pauză și începeți cu ora de pauză, după care am intrat înăuntru și la revedere. Muncă. Mie tot timpul nu că mi-a plăcut luxul, dar dacă am fost crescut și am muncit într-o bucătărie de hotel, eu știu că în hotel găsești top. Păi n-ai ce să mai îmi faci, m-am sărit în cealaltă dimensiune. Ce să mai... Adică să-i vine acum să-mi spună unul, Scărlătescu, nu știe să gătească. După ce am gătit în 4 zile 14 tone de scuici, 14 tone de scuici, n-au văzut în viața lor. Să știi că eu de fiecare dată când mă duc într-o locație, într-o localitate, într-o țară, într-un oraș, mă duc și la tavernă, dar și la... cât mai multe stele, dacă sunt una, două, trei. Se mai întâmplă să și greșesc în bucătărie, se mai întâmplă să mă și tai pe mâini. Numai cine nu muncește, nu greșește. Sunt primul dintre mulți bucătari din lumea asta care n-au cerut bani și s-au dus să muncească doar ca să învețe. Talentul îl dobândești prin muncă. Simplu.